n-a fost să fie, recunosc că bătaia trebuia să luăm, dar scorul e prea asta. La 2-0, el care lansa jocul. De acord. Un gol frumos. De 11 metri. Da, așa este. E clar că avem multe de învățat. E clar că lipsa tuturor titularii a fost un handicap pentru noi. Experimentul noastră e reușit. Introduce un copil de la echipa a doua, care a făcut saltul direct din divizia C în Liga, în Europa League. El este reușit, dar lumea va ține minte scorul. 4-1. Pentru Nepo. Rămâneți acum capacitați doar pe campionat și pe futbol? Altceva nu mai avem. Și să jucăm ultimul meci cu Pacos, să sperăm că ei, cel puțin fiind de nivelul nostru și mai recuperând cei care astăzi au lipsit, să facem un rezultat mai bun. A prins Pandurii cu gustul cupelor europene și dorește să revină și la anul? Sigur.